A ieșit din casă în grabă să ajungi la muncă și surpriză, mașina înghețată. Cheia nu se învârte în încuietoare sau chiar nu intră. Dacă forțezi ușa, riști să rupi chederele. Poți evita acest lucru folosind spray special pentru dezghețare, lichid de parbriz pentru iarnă sau spirt. Nici de cum apă fierbinte, deoarece te-ai putea alege cu geamurile sparte sau fără vopsea pe portieră. După ce torni lichidul, e bine să aștepți să-și facă efectul. Intri în mașină, pornești motorul și dai drumul la încălzire. Cu pornirea e cu totul altă po Veste. Combustibilul în cantități mari se răcește mai greu. Ce risci dacă nu e așa? Pentru motoarele diesel, aerul poate condensa, picăturile de apă se scurg în motorină, îi deteriorează calitatea. Filtrul de carburant poate îngheța. Mai departe, o pornire rapidă e realizată cu un acumulator în stare perfectă de funcționare. O parcare pe cât posibil în spații ferite de îngheț sau adăpostite de bătaia directă a vântului. Ulei de calitate, raport de compresie normal. Câteva dintre aceste aspecte sunt valabile și pentru motorizare avertizările pe benzină. Posesorii acestor mașini trebuie să fie siguri că aprinderea mașinii funcționează în parametri optimi. Înainte de a pleca la drum, dezgheață parbrizul cu spray special sau lichid de parbriz. Când gheața începe să se înmoaie, îndepărtează-o cu racleta. Dacă face același lucru și si pe caroserie, vopseaua se poate zgâria. E bine ca ștergătoarele să fie ținute ridicate pe timpul nopții. După pornire, nu tura excesiv motorul. Schimbă vitezele la o turație de 2000 pentru diesel și si 3200 pentru benzină. Din bagaj nu trebuie să vă lipsească lanț antiderapante. Și încă o informație, neurile nu se umflă dacă temperatura scade sub minus 10 grade Celsius, pentru că valva se poate bloca în poziția deschis. Drum bun!